Mai ține Vâscu, mai ține Vâscu. De aici, de sub Vâsc, vă salut. Într-o zi de sâmbătă, într-o superbă zi de sâmbătă, când sărbătorim 1890 de ani de când a fost prima atestare a localității Roșia Montană. De aproape 2000 de ani se duce aur de la Roșia Montană în toate colțurile lumii. Numai acum nu se mai poate exploata, dar avem aur din plin în Parlament. Bună dimineața, cum sunteți? Pe o pârtie, pe undeva, atenție la clăbucet. Dacă sunteți la clăbucet, alertă de urs pe pârtie. Nu-i președintele, nu. Președintele-i bine, e bine și-a făcut apelul. Nu știu de ce nu și-a mai pus o poză cu brandul. Se vede mânuța și la tura a doua de vaccin, dar administrația prezidențială ne-a asigurat președintele Iohannis e bine, nu bate, nu troncăne. Sau sunteți în Maldive? Pai de capul meu, zice că îi bătaie pe charterele de Maldive care pleacă din Cluj-Napoca. Cu un pic de escală în Dubai, să-ți arăt ce talent ai, bătaie pe chartere. Eu mă așteptam că dacă sunt chartere, să fie numai un pic de charter. Dă-te, bă, de la jam, lasă-vă pe mine. Pune tu sacoșa, du-te, ia, plânge copilul, ba, un pic de charter. Dai de-a dreptul bătaie. Toată lumea pleacă acum în Maldive. Deja Zanzibarul e de rahat. Toți țăranii merg în Zanzibar, în Maldive, acolo-i de mers. Să culege sparanghelul maldivez, habar n-am. Toată lumea în Maldive, da. Ci că la ritmul în care se face vaccinul în lume, o publicație a făcut un studiu și a scos la iveală faptul că în vreo 7 ani, nu mai mult, în 7 ani, vom reveni la normal. Deci peste 7 ani vom duce viața pe care o aveam în 2019. Bă, eu ce să zic, ardelean fiind, dacă avem o țintă, ne bucurăm și ne ținem de ea. Știți cum trec 7 ani? Greu. Nu se va mai zice în istorie cei 7 ani de acasă, de acum se va spune cei 7 ani de pandemie. Ai de capul meu. Și credeți că după 7 ani va fi ca înainte? Va fi, dar noi vom fi deja mai boșoroși, mai... Dar nu vă întristez. Bem o gură de cafea și mergem înainte. Fără ziua de azi mai avem 6 zile și 12 luni, fără o zi, până să reintrăm la normal. Cafea bună dată de Robert. Mulțumesc, Robert, pe buymeacoffee.com/nicubendea. Nu vă mai rețin că azi e ziua mondială fără telefon. Și eu cu telefonul filmez treaba asta. Trebuie să-l las. Ziua mondială. Putem noi oare să trăim o zi fără telefon? Nu putem trăi o oră, un minut. Că dacă ne dispare telefonul de lângă noi, ne uităm disperați. Unde-i telefonul? Cine mi-a luat telefonul? Îl avem în mână. Wow, cine mi-a scris? Piuie. Wow, ce am primit? Un mesaj, wow, o poză, ceva. Unde mă duc? Ce să fac? Ce trebuie să fac? Pe telefon, mi-a scris telefon. Ziua mondială fără telefon. După ce vedeți pe telefon acest clip, puneți-l deoparte 5 minute și citiți 2 pagini dintr-o carte. Ăsta e sfatul meu. Dacă nu puteți, luați tableta și citiți de pe tabletă. Sănătate multă, weekend plăcut și să vă iasă toate planurile. Pe toate planurile să vă meargă bine. Toate cele bune. Acum că e seară, putem vorbi mai fără perde. Ajutați-mă cu o chestie. Știți reclama aia nouă la Coca-Cola cu Ina, nu la cocaina, la așa. De intră ea într-un lift, se închide cu un chelner tinerel, beau colă de la gheață, ea se dezbracă, îi se văd sfârcurile așa, zici că-s dude. Să te freacă de el, ăla săracu nu știe ce să zică, ea clar vrea să o fircălească băiatul. S-ar lăsa fircălită cântăreața Ina de el. Și la sfârșit fac o poză. Și după ce se uită el la poză, el e cam bulan, băiat de ăsta, de moda nouă. Se uită în poze și n-apare chipul lui Ina, apare numai uiaga de cola. Dar ce, e rușine că e urâtă sau de ce? Lămuriți-mă și pe mine. În loc să o fircălească, o dansează. Așa-s tinerii din ziua de azi. Lămuriți-mă! Hai să trăim! Cum sunteți bine, nu? Fără scandaluri, fără incidente, fără accidente. Zi de miercuri merge bine. Nu că aici în Cluj-Napoca, în orașul de 5 stele, plin de șmecheri și manele, ce s-a întâmplat ieri? De la o parcare, mă, de la o parcare, s-au luat la bătaie doi cetățeni, așa, oameni serioși pe exterior. Omul a parcat,
a ieșit proprietarul curții și a zis, nu parca aici. Și el a zis, nu, eu parchez. Proprietarul zice, nu, nu parchez. Și a scos o bâtă telescopică, ce are omul gospodar pe el pe acasă, și a dat poc! Undeva într-o zonă a corpului, te salut, la cel care parcase ilegal, să zicem. Ala imediat, n-o sta pe gânduri, a scos un briciag și poc! L-a înțepat pe cel care îl avertizase. De la ce se iau oamenii la bătaie. Pe vremuri se luau la bătaie de la ce? De la teritorii, de la gagici, de la, acum de la un amărât de loc de parcare, domne. Și culmea, pe ce stradă a avut loc incidentul? Pe strada Corneliu Coposu. Omul toleranței, omul păcii, omul dreptății și a libertății, pe strada Coposu, luptă cu bâtă telescopică și cu briciag. Mă așteptam, dacă era chestia asta pe strada Hârlețului, pe strada Hameiului, Doamne ferește, pe Mehedinții, în Mănășturi, dacă se întâmpla chestia asta, să tăiau amândoi reciproc cu săbii ninja. Nu despre asta e vorba. Totuși, până la urmă, i-a luat smurdul pe amândoi, zice că nu sunt probleme și s-au împăcat. Vedeți, de la un amărât de loc de parcare, atâta necaz, atâta scandal, să ajungi știre. Ne doresc sănătate și viață lungă. Să ajungă 111 ani, cum are domnul Dumitru din București. Pe locul 3 la longevitate masculină pe lume. Al treilea, cel mai longeviv bărbat al planetei este domnul Dumitru din București. Aș fi zis Ion Iliescu, mi-l amintesc pe mitică, era un băiat simpatic la el, la grădiniță, atunci când eu deja luam trenul spre Moscova. Acum nu, fără glumă, la 86 de ani, încă mai lucra, a dat concurs să lucreze, era pasionat, era agronom. Când te gândești că Ludovic Orban nu lucra nimic la viața lui și președintele PSD-ului, cum îl cheamă pe gagiul ăsta, Ciolacu, a început să lucreze la 26 de ani, ăștia n-apucă suta. Poate suta de mii de euro, că tot vin alegerile. Deci un bucureștean pe locul 3 la longevitate. Vedeți că se zice că să mergi la țară, aer curat, mâncare bio, relaxare, pe dracu. În București să bat recorduri, doamna firea. Lăsați poluarea să-și facă de cap. Dacă e aerul poluat, vedeți că lumea trăiește mai mult, nu neapărat mai bine. Da, sănătate, că dacă ai sănătate, bat suta. Ce mai ai și 100 în ziua de astăzi, dacă ai sănătate? Că vorba ministrului de la sănătate, cum îl cheamă? Costache? Costaș, membru Academiei de Bisturie din Franța, ori zis ăștia că l-au făcut academician, da? Nu l-au prea făcut. Deci domnul ministru sănătății ce-a declarat? Că noi românii avem un fel de asigurare medicală. Dar dacă vrem mai multe servicii pentru sănătatea noastră, trebuie să contribuim în plus. O făcut el o comparație cu mașinile, că prin ceea ce contribuim noi lună de lună, avem un fel de RCA. Ei, dacă vrei și alte servicii, să-ți faci casco. Dar casco tu, mă, n-ai avea noroc. Plătești atâta o viață întreagă, stai 16 ore, aștepți în sala de așteptare în spital și mori. Că n-ai avut casco. Da, să revin la subiect cu clujenii ăștia care s-au bătut pentru un loc de parcare. Ăla cu brișca oare avea și slană în portbagaj. Vedeți? Un subiect și atâtea ipoteze. O zi frumoasă să aveți. Suntem în mijlocul săptămânii, zi de miercuri. Să vă meargă bine și aveți grijă. Nu intrați în clinciuri cu nimeni. Mai căutați un loc de parcare, mai luați trotineta, mai... Că vorba aia, trebuie să ajungem și noi 111 ani să intrăm în cartea recordurilor. O zi frumoasă, v-am salutat! Da, acum nu mă întrebați că momental, vorba poetului, momental sunt bine, dar cu ochii pregătiți, ațintiți cu epiderma, deci, pregătită, că vine bestia. Bestia nu e ceva luptător de căioan, bestia geroasă vine din vest, trebuie să vină frigul peste noi acum. Vine înghețul. Vedeți ce tare e guvernul Câțu, domnule. A înghețat salariile, vine și înghețul peste noi să ne înghețe de tot. Acum salariile ca salariile, că până ești tânăr și în putere. Mai faci ceva pe lângă, mai, sau nu faci, sau nu consumi atât, sau te descurci, sau reziști. Dar mă gândesc la bieții pensionari, da? Li s-au plafonat pensiile până la anul. Câțu ce s-a gândit? Zice, mă, dacă le spun că numai peste un an să măresc pensiile, pensionarii o să se ambiționeze, o să trăiască toți, o să fie sănătoși. Ca o competiție, așa.
care mai prinde o mărire de punct de pensie. Dar nu-i chiar așa, nu-i chiar așa. Pensionarii sunt cu bun simț. Pensionarii, îți spun la urmă, cei care au dus țara până aici. Praf și pulbere o fac tot timpul conducătorii. Dar când te gândești că toate s-au scumpit și mai urmează scumpiri, că ei știți, lanțul ăla al slăbiciunilor, da? Atunci, încă un an, ce o să facă pensionarii? Tot noi, tot copiii care au, pensionarii care au copii, nepoți, o să ajutăm, o să pleacă românii în străinătate. Nu găsesc de lucru în țară. Păi cum să găsească? 15.000 de bugetari s-au angajat numai în 2 luni. Unde să se mai angajeze românul? 20 de euro și trece granița, da? Și-au dat iară seama românii că aurul nu mai e în țară. Oricât ai săpa, te sapă alții și tu nu dai de aur. Trebuie să mergi dincolo. Apropo de aur, doamna Șoșoacă, ați aflat știrea bombă, știrea finalului de săptămână. Doamna Șoșoacă, doamna senator Diana Șoșoacă, Iovanoviș din Ioana Șoșoacă a fost dată afară din Partidul Aur. De ce? Pentru că și-a permis să spună că vaccinul distruge matricea națională a poporului român. Vaccinul distruge matricea națională a poporului român și ăștia de la partid s-au speriat. Ba asta ne ia cu matematică. La matematică e greu. Întrebați-l pe Bene. Matematica e greu. Greu viața, dar frumos. Matematica, ba asta ce face? Ne bagă la matrice? Mâine, poi mâine ne întreabă. Care e regula de înmulțire a două matrici? Știm noi că se face linie pe coloană? Răspoi mâine ne cere doamna Șoșoacă să calculăm determinantul. Știm noi că se poate calcula numai la matrice pătratică. Dar dacă ne dă să calculăm urma matricei, adjuncta, inversa, doamne, transpusa matricei, ce ne facem? Ce ne facem? Regula lui Saru sau regula triunghiului? Ce aplicăm? Și după aia de la matrice determinați ne bagă în sisteme liniare. Nu aia regula lui Cramer. Dar dacă ne cere să calculăm cu ajutorul determinanților aria triunghiului. Și noi, ca doamna care a fost un pic inginer la ape, nu știm nici măcar că area unui triunghi baza ori înălțimea supra 2. Dar baza mi-e în voi, share la ce am zis aici, click pe link și intrăm pe canal să discutăm mai multe probleme. Nu facem despre matrice astăzi, da? Ați uitat? Azi avem analiză. Scoateți caietele. Limite de șiruri.